binecuvintează, Părinte. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia. Făcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. E Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, lagăre și închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertate și demnitatea poporului român, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu nostru să așeze sufletele lor, și se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor. De la Hristos, împăratul cel fără de moarte și Dumnezeului nostru să-i cerem, Domnului să ne rugăm. Pentru țară. Îi onorăm pe soldații, subofițerii și ofițerii armatei noastre, pe eroii care s-au jertfit apărând independența, suveranitatea și unitatea statului român. Armata este o instituție fundamentală a statului, care contribuie în mod decisiv la credibilitatea României în lume și se bucură de o mare încredere și de mult respect din partea românilor. Militarii români participanți în misiuni și operații în afara teritoriului țării contribuie la creșterea prestigiului internațional al țării noastre și sunt dovada faptului că Armata României este un partener de nădejde pentru aliații săi din cadrul Alianței Nord-Atlantice și al Uniunii Europene.
România este un pilon important de stabilitate în zonă, furnizor de securitate în Europa de Est. Suntem în al doilea an de alocare a 2% din PIB pentru apărare și ne menținem acest obiectiv pentru deceniul următor. Guvernul României își respectă astfel angajamentul asumat prin programul de guvernare și acordă o maximă importanță consolidării capacității de apărare a țării, acționând pentru îndeplinirea obiectivelor majore atât în domeniul înzestrării, cât și în cel al pregătirii și instruirii trupelor. Anul 2018 are o semnificație cu totul specială. Marcăm 100 de ani de existență a României moderne, stat național unitar format în urma Marii Uniri de la 1 decembrie 1918, cu aportul esențial al Armatei Române. Marea Unire a fost și rămâne pagina cea mai frumoasă a istoriei României. Consider că este datoria noastră, a tuturor, să păstrăm vie memoria celor care au contribuit la consolidarea națiunii române și să-i onorăm pe toți cei care au grijă ca poporul român să fie unit și puternic. Onorăm curajul și spiritul de sacrificiu al veteranilor de război și asigurăm de întreaga noastră prețuire. Adresez un gând bun militarilor români din țară și din teatrele de operații, membrilor Armatei Române și familiilor lor. Cariera militară cere sacrificii și implicare totală. Mulțumim, doamna prefect. Are cuvântul comandantul garnizoanei Giurgiu, locotenent colonel Ghiță Vasile. Moment simbolic în istoria poporului român, înscris în calendarul sărbătorilor noastre de suflet, ziua de 25 octombrie este ziua Armatei României. O zi de cinstire pentru eroismul și jertfele prin care de-a lungul vremii oștirea noastră și-a îngemânat faptele de arme cu soarta neamului românesc, îndeplinindu-și misiunea nobilă de a apăra unitatea națională și integritatea teritorială a statului român. La 25 octombrie 1944, Armata Română elibera ultima localitate românească de sub ocupația străină, orașul Carei. Acțiunile militare purtate de Armata Română în bătălia pentru Ardeal alcătuiesc un drum glorios, soldat pe pământul transilvan cu numeroase jertfe. Mii de militari din cadrul Armatei a IV-a, comandată de bravul general Dăscălescu și trupele Armatei I ale generalului Atanasiu, au căzut vitejește în luptele sângeroase de la Sfântul Gheorghe, Târgu Mureș, Oarba de Mureș, Păuliș, Turda, Cluj-Napoca, Oradea, Satu Mare și Carei. Din anul 1830, anul înființării Armatei Române Moderne, până în 1951, în tradiția românească nu a existat o zi dedicată exclusiv sărbătoririi acestei instituții. Pe data de 20 iulie 1951, Prezidiul Marii Adunări Naționale a emis decretul numărul 125 în vederea declarării zilei de 2 octombrie pentru prima oară ca ziua Forțelor Armate. În anul următor, retragerii Armatei Sovietice din România, prin decretul numărul 381 din 1-10-1959, ziua Forțelor Armate a fost mutată pe data de 25 octombrie. În decret nu se face nicio referire explicită la motivul acestei decizii. Deci 25 octombrie 1944 semnifică data eliberării totale a nord-vestului Transilvaniei de sub ocupație și administrație străină. Chiar dacă acest teritoriu a fost preluat inițial de administrația sovietică, fiind retrocedat României pe 9 martie 1945, la câteva zile după instalarea guvernului Groza, pe 6-3-1945, în ziua de 25 octombrie 1944, Armata României a trăit un moment înălțător, acela de a readuce la otarul ei patria care a zămistrit-o. Toate acestea pun în evidență faptul că ziua Armatei României este legată efectiv și afectiv de Transilvania, leagănul genezei și evoluției istorice a poporului nostru, de obiectivele și sentimentele Armatei României, care au vizat întotdeauna îndeplinirea idealurilor naționale. Unitate, independență, suveranitate, integritate teritorială. La această sărbătoare, cu ocazia Zilei Armatei României, se cuvine ca tuturor eroilor neamului și veteranilor de război, care au înfruntat gloanțele și vitregia războiilor, celor care și-au dat viața pentru libertatea, unitatea și integritatea României, să le aducem un călduros și pios omagiu și să le transmitem de peste timp
gânduri de recunoștință veșnică din partea generațiilor de azi, a noastră, a tuturor. La mulți ani, Armatei Române! Se pregătește instituția prefectului județul Giurgiu. Instituției prefectului județul Giurgiu se pregătește Ministerul Apărării Naționale, Centrul Militar Județean Giurgiu. Se depune coroană de flori din partea Ministerului Apărării Naționale, Centrul Militar Județean Giurgiu, se pregătește structurile Ministerului Afacerilor Interne. Se depune coroană de flori din partea structurilor Ministerului Afacerilor Interne, se pregătește penitenciarul de maximă siguranță Giurgiu. Se depune coroană de flori din partea penitenciarului.
penitenciarului de maximă siguranță Giurgiu. Thank you.